Am venit până aici cu troleu 10, în vreo 20 de minute am urcat de la rondul acela de pe Bulevardul Renașterii, mai la deal de circ și până aici. De la o stație la alta, vreo 20 de minute. Ieri, alaltăieri, când am mai filmat pe strada Pușkin, ziceam că e capiețul acolo, dar aici e tata regele capiețurilor. Troleul ăsta o să-l depășesc de câteva ori până la celălalt rond de la Pancom. Uitați-vă că nu-i devine trecere de pietoni. Și după ea tot o grămadă de mașini înghețate. E clar că trebuie gândit o strategie mai deșteaptă. Uitați-vă că problema e pentru ciocană. Chiar toată o reparat vreo 3-4 ani în urmă bulevardul ăsta Aleco Rousseau și-o zic că gata. Păi și ce gata? Degeaba l-ați făcut acolo urcușul ăla, dealul spre ciocană, l-ați făcut lat cu multe benzi. Dacă aici oamenii nu pot treacă. Au făcut rond, dar rondul ăsta nu rezolvă prea mult. Și încolo pe Rousseau e înghețat traficul. Și pe Kiev e înghețat. Și mi-am amintesc că aseară dintr-o leu am simțit că și aici pe Bulevardul Moscovei s-a încetinit pentru că stau mulți parcați în rândul 2. Dar merg în stație să-mi aștept troleu. Pentru că a blocat rondul pentru cei care vor să vină la deal. E clar că traficul aici poate fi rezolvat acum de poliția rutieră, patrulare. Că nu-ți devine ăștia parcați aici ilegal sau în rândul 2. Devine rondul ăsta. Și transportul care se bagă în rond, chiar dacă dincolo e ocupat. Și oamenii poate nici nu văd. Când te bagi în rond, nu prea vezi că mai departe e ocupat. Dar aici trebuie să funcționeze regula ca în intersecție. Nu te bagi până nu e eliberată intersecția. Parcă e ajunul alegerilor locale și guvernarea vrea ca cetățenii să înjure autoritățile, să înjure primarul și să iasă să voteze pe altul. Atâta nepăsare la poliția din Chișinău față de starea traficului. Uitați-vă cum stă rondul blocat. Pentru că nu e aici un polițist și care să zică, băi, așteptați. Stai că vine. Mai tine că e o mașină de poliție ce se aude. Nu cumva au văzut că fac live și s-au gândit să... să facă măcar ca o treabă. Da, a ieșit un polițai. Și fluidizăm și noi o leacă traficul. Măcar acum cât filmează brega. Aha. Deci voi stăteați și vă uitați pe Curaj TV și nu vă interesați ce se întâmplă trafic până când n-am făcut eu live-ul ăsta. Tălharilor. Și acum dacă o să plec eu, o să-și ia girofarul și hai la plimbare, la odihnă.
Stai cu omul are baghetă. S-o gândit să folosească și bastonul cu lumină. Până atunci ieșesc cu mâna goală. Mă bucur că am făcut și eu o treabă bună pe ziua de azi. Mă duc să-mi prind troleul și să-mi folosesc biletul. Și deja v-am dat 2 lei. Să mă duc cât mai aproape de casă. Cu 2 lei am făcut și un live pe Curaj TV. Am stat uleac și pe internet. Dar voi de ce nu faceți așa? Ce așteptați? Licență? Așteptați vedeți cineva scenariu? Implicați-vă! Luați-vă soarta în mâini! Sunteți importanți! Ca Brega! Mai vine? Vine echipaj de poliție. Pare că Jezdan le-a dat la toți niște picioare în fund acum. Duceți-vă aici, vedeți ce e acolo, icoana și Dumnezeu, mă învați! Cred Brega să vă spună că i-am buteiaj. Aha, era și troleul 11, nu l-am văzut de mult. Și următorul e al meu. Parcă era ceva cu 81. Și avea reclame. Mai călduțe decât astea. Asta e cu cooler. Reclame cu cooler. Și ăsta ce s-a oprit aici? A, credeam că este parcat. Arhiplin microbus, troleibuzul. De unde s-a umplut așa? Da, da, vine și parchează în stație. Poate am uși fie miliția în primire. Și-mi și vorbești la telefon. Da, cred că ăsta e troleul meu. După cum vedeți, a durat ceva până m-a ajuns el de urmă. Dacă mă aventuram, ajungeam înaintea lui pe jos. Să vedem acum dacă... Să vedem dacă ăsta, taxatorul, să mă accepte cu biletul cumpărat mai devreme. Ar trebui să mă accepte. Cancelaret. Și ar trebui să recunoască. Între două stații am făcut o treabă bună. Și un live. Valeriu Gușan se laudă ca să fac și el așa. Hai, davai. I-am plătit. O mers. Ăsta-i biletul meu adevărat. Poezie mult visată. Lumea zice că ieșe în fiecare seară. Filmați în fiecare seară și arătați că poliția nu-și face datorie. Filmați sau transmiteți live. Nu costă mare lucru. Mă rog.